Spuneați, aminteați mai devreme și de discuția privind acciza la carburanți. Cum a rămas în coaliție? Înțeleg că se discută. Se discută astăzi chiar. Este și aceasta o soluție. Ia PNL în considerare o propunere? E propunerea Partidului Social-Democrat. Am spus și un pic mai devreme și nu doar acum. Am spus, spunem noi toți de altfel. Partidul Național Liberal susține orice reducere taxe. Pentru că asta ajută economia, ajută la carburanți. Când ne referim la carburanți, nu ne gândim, poate primul nostru gând se duce către fiecare dintre noi, nu? Atunci când mergem la pompă să alimentăm. Nu, da, mai ales zilele astea, când mergem și vedem dar aici vorbim diferența. De economie, vorbim de transportatori, vorbim de afaceri, multe din România, nu? Care au nevoie și ele de combustibil. Corect, adică nu doar asta, sigur că asta e primul contact al nostru cu prețul ăla de la pompă, dar el are un efect mult mai mare. Sigur că susținem, dar iarăși, nu putem să spunem noi asta. Ideea în sine e regulă și o agreăm. Mai departe, trebuie să vină colegii de la finanțe să ne spună. Dom'le, da, am făcut calculele, ne permitem atât sau nu ne permitem sau putem doar temporar, pentru o lună, două, trei, nu știu. E foarte important și, nu vrem să dăm teme Ministerului Finanțelor. Nu vrem să-i dăm noi directive. Da? Pentru că, până la urmă, responsabilitatea gestionării bugetului și a cheltuielilor și a veniturilor României e a lor. Și atunci, normal, dacă au această responsabilitate, să le dai, până la urmă, și ultimul cuvânt, dacă vreți, de acest punct de vedere.